dimineața, sunt Monica Rădulescu. Astăzi la Frumusețea se învață vedem un tratament special de umplere a buzelor cu acid hialuronic. Produsul are o tehnologie viscoelastică. Pentru pacient, acest lucru înseamnă o moliciune mult mai mare, deci substanța în sine este mult mai fluidă. În plus, față de tehnicile mai vechi, procedura durează mult mai mult, până la 2 ani. Dacă luăm o fiolă din aceeași cutie și plasăm jumătate în șansurile gurii și jumătate în buză, la o perioadă de timp în buză s-a consumat, încă pe atâta va mai ține în șansuri. Înainte de injectare, pe buze se aplică un strat subțire de cremă anestezică. Pentru că și acul este foarte subțire, procedura devine dintr-o dată foarte simplă și nedureroasă. Dacă avem noroc și nu este o buză cu mari defecte, nici nu se vede că s-a făcut un astfel de implant acolo și mai ales nu se simte, pentru că la început formulele vechi de acid hialuronic pentru buze, totuși pentru pacientă, aveau o sensibilitate deosebită. După ce plecăm de la cabinet, este important să ținem cont de câteva sfaturi. Evitarea traumelor, evitarea fardului imediat după injectare, evitarea aburilor și trebuie să se hidrateze foarte corespunzător. Deci primele zile după injectare ne așteptăm ca pacientele să consume 2,5-3 litri de lichide pe zi. Injecțiile cu acid hialuronic nu sunt indicate persoanelor însărcinate, nici celor cu alergii sau cu infecții la nivelul feței.